Salutare, salutare, dragi colegi de izolare! Ce s-a dat el la bacalaureat? Nu s-a dat poezie, nu s-a dat tragedie, s-a dat comedie! În țara în care mai marii noștri ne iau în râs, în care noi facem haz de necaz ca să putem supraviețui, la bac ce era să se dea? S-a dat comedie! Țara o arde pe comedie! În țara în care toți purtăm mască, arătăm parcă am fi actori, se dă comedie. La bacalaureat se dă comedie. Au știut ai noștri, bravo lor, mai au încă vreo două probe și sunt absolvenți. Cu sau fără bac, nu mai contează. Au venit ieri rezultatele la evaluarea națională, e bine, e de bine. 3/4 dintre absolvenții clase 8-a au luat note peste 5. Restul se pregătesc să intre în politică. Bravo oricum, bravo tuturor, că ușor n-a fost și nu va fi. Bine că ați dat acum examenele, că se pregonizează ca din toamnă școala să se mute în online. Și pe atunci nu mai știm ce-o ieși, ce-o fi, ce-o păți. Dar un primar din Dâmbovița, primar prevăzător, ce-a făcut? A luat banii destinați concertelor. Concertele pentru zilele comunei și din ei a cumpărat tablete pentru toată suflarea, pentru toți elevii din sat. Îl aplaudăm. Bravo, domnul primar, exemplul tău să fie urmat și de alți colegi. Bravo! Oricum nu o să mai fie spectacole anul ăsta, nu o să se mai țină zilele comunei, nu o să mai fie festivalul satului. Că și Marcel Pavel este internat, că are COVID. COVID-ul meu în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Mai multe vedete de la antene au COVID. Scrie titlul mare la Gazeta Online, antenele au devenit adevărate bombe, bombe. Oricum erau niște bombe și până acum, așa că nu ne ajută la nimic precizarea asta. Ce bombe? Nu ne interesează de bombe că s-au redeschis mall-urile. Lumea merge la mall să uite de pandemie. După pandemie, terapia prin shopping se recomandă. Să mergem cu nevasta, cu iubita, să mergem la shopping, să mai luăm o pereche de sândăluțe pe lângă alea 200 pe care le are și nu le poartă și încă o poșețică în care să își desfășoare, nu-i așa, toate mărunțișurile pe care le ține o femeie în poșeta ei. Avem nevoie de așa ceva, de redeschiderea molurilor, să mai uităm de necazuri. Grecii ce și-au deschis? Bordelurile, fraierii le-au închis, că la noi clasa politică a funcționat pe toată pandemia. Noi n-am închis Casa Poporului cu reguli precise, cu reguli precise. Deci dacă te duci în Grecia, auziți dragi bărbați, dacă mergeți în Grecia la un bordel, să fiți atenți. Trebuie să aveți mască atât voi cât și angajatele. Întâlnirea durează maximum 15 minute. Și se face cu uși și cu ferestre larg deschise. Acum, când mergi la bordel, la o angajată și stai 15 minute, nici nu-ți trebuie mai mult. Până faci cunoștință, ești bine, cu, a, mai ai hârtie igienică, a, cu pâinea cum stai, a, ai trecut de pandemie, a, scuze, poftim banii, pardon, cu cardul, nici nu-ți trebuie 15 minute. Bă, dar să fii la angajată de la bordel și să ai ușile deschise în timpul acțiunii, să ai geamurile deschise în momentul ăla, e nasol. Să mai audă și vecinii, să mai audă și aia de pe stradă cum te faci de rușine, nu. Mai bine te duci la mall. Că și acolo tot un tai tragi la câți bani trebuie să dai. O mai știți pe Irinuca? Pe Irinuca Tănase, tânăra stagiară, tânăra de 27 de ani cu posibilități și perspective, o mai știți? Iubita domnului Liviu Drag, o mai știți? Ce a făcut micuța? Ce a făcut mititica de ea? Anul trecut, în 2019, a spart vreo 350.000 de euro pe proprietăți și pe chestii imobiliare. Vedeți? La 27 de ani să ai atâția bani să-ți cumperi. Și-a luat și un lac. Are o proprietate pe malul unui lac. Lac plin cu șalău, plin cu biban, plin cu caras și așteaptă să iasă peștele din pușcărie și să se bucure de 350.000 de euro când ești o tinerică amărâtă la început de drum și din banii ăștia să-ți iei numai proprietăți imobiliare. A zis că i-a găsit într-o pereche de pantaloni uitată de Liviu Dragnea înainte să-l înșurubeze și să-l ducă cu duba. Bă, da norocoase sunele! Avem, stimați și foști viitori colegi, și prieteni pe Facebook și de izolare, avem și o veste bună tare. Nenelui Iliescu a început să-și scrie testamentul. Așa să-i ajute Dumnezeu la 91 de ani sau cât are.
Vestea și mai bună este că Adrian Năștase nu se primească nimic din averea lui Ion Iliescu. Totul îi lasă așa zisului fiu al său, Bujor Sion, omul are 66 de ani și el o să primească toată averea lui Ion Iliescu. S-ar putea să dea omul colțul până lui Iliescu ștergnă de redactat testa. Dar totuși întreb și eu pentru cineva. N-ar fi mai bine ca neanelul Iliescu să aibă niște condiții speciale să scrie testamentul undeva într-o cameră răcoroasă, micuță, cu puțină lumină, să-și redacteze acolo neanelul Iliescu testamentul. Eu atât am redactat, ziua bună și v-am salutat. Nicu Bendea, numai de bine vă dorește în această zi de marți, fără ceasuri rele, numai cu gânduri bune și cu speranța de mai bine. V-am salutat!